Rândală. Facem o pasă internațională, îl salutăm și pe Mihai în direct cu noi din Statele Unite. Bună seara, Mihai! Vă salut și eu! Totul bine? Bună seara! Bună seara! Lucrurile încep să devină din ce în ce mai clare aici. În urmă cu foarte puțin timp, Joe Biden a susținut un speech către națiune. Discursul său, în opinia mea, s-a dorit a fi unul foarte într-o zonă prezidențială. Un discurs de unificare, un discurs care să ofere atât electoratului republican cât și celui democrat sentimentul că este cineva care în momentul de față își asumă victoria fără să spună exact acest lucru. A spus în urmă cu foarte puțin timp, peste 150 de milioane de americani au votat, oamenii au decis, puterea vine de la oameni, dar voința lor determină cine va fi președintele. Bun, e foarte important în momentul de față de urmărit ce se întâmplă în tabăra lui Donald Trump. Acolo există informații și aceste informații sunt difuzate de Fox News, care spune că va reacționa destul de agresiv cu echipa sa de avocați. Deja Rudy Giuliani este în momentul de față împreună cu o serie întreagă de avocați în punctele cheie pentru a contesta și pentru a face acțiuni în justiție. Și ce cred că e de asemenea foarte important de spus pentru cei care urmăresc ce se întâmplă în Statele Unite și cine nu este interesat până la urmă de o astfel de competiție și de cine va fi președintele Statelor Unite. În momentul de față, Michiganul este adjudecat de Joe Biden, de asemenea Wisconsinul este adjudecat de Joe Biden, două state de care ar fi avut mare nevoie Donald Trump pentru a câștiga și acest lucru se întâmplă în urma numărării voturilor prin corespondență. Aseară și în Michigan și în Wisconsin avea un avantaj semnificativ, se numără voturile prin corespondență și iată că se schimbă ierarhia. Foarte important ce se întâmplă și în Pennsylvania. În Pennsylvania, cu cât se numără mai mult, cu atât devine diferența dintre cei doi mai mică. În câteva clipe se așteaptă o declarație din partea echipei lui Donald Trump și chiar o declarație a președintelui Trump mai târziu. Deci în momentul de față lucrurile încep să arate așa. Pentru faptul că a câștigat Michigan, pentru faptul că a câștigat Wisconsin, pentru faptul că a câștigat Arizona, Joe Biden pare că va fi viitorul președinte al Statelor Unite și, pe de altă parte, ce cred că este foarte important de spus este de urmărit reacția lui Donald Trump. În momentul de față, așa cum spun jurnaliștii, să zic așa, de dreapta, cei care sunt mai apropiați de Casa Albă, de Donald Trump, va fi o mișcare a avocaților foarte puternică și Trump intenționează să se bată până în ultima clipă. Mai mult decât atât, a postat pe Twitter un mesaj în care spune, în care lasă să se înțeleagă cât se poate de clar că se dorește fraudarea alegerilor, să se fure acele voturi care au dispărut pur și simplu magic, spunea domnia sa de aseară și până acum. Deci ce să vă spun, aici este o tensiune absolută și cred că într-un fel, chiar dacă lucrurile în ceea ce privește voturile devin din ce în ce mai clare, în ceea ce privește această tensiune și această luptă în justiție, senzația tuturor este că abia acum începe cu adevărat să vedem ceva ce poate nu a mai fost văzut sau poate a fost văzut doar acum 20 de ani când se băteau în aceeași competiție pentru Casa Albă George Bush Jr. și Al Gore. Ne amintim de tensiunea acelor momente, de felul în care au fost renumărate voturile în unele state și la prelungirea absolut tensionată a momentului în care s-a anunțat victoria, s-a anunțat câștigătorul. Mulțumim mult, Mihai, pentru detalii. O să revenim la tine. Și vor sperăm fi ediții speciale și noaptea aceasta și, desigur, de mâine dimineață când lucrurile se vor mai clarifica. Te rog, Mircea, suntem pe ultimele secunde. Sper, Mihai, să ai grijă pe acolo, că am văzut că se bat diversi cetățeni cu alți cetățeni pe străzile din Washington. Deci ai grijă pe unde totuși... Aseară am fost la proteste, am fost chiar în zona aceea cu proteste. Am trimis un reportaj, probabil că l-am văzut până acum. Va fi foarte interesant de urmărit și o să mergem și noi în minutele următoare înspre zonele în care Black Lives Matter și alte organizații de felul acesta sunt așteptate să protesteze, să iasă în stradă. Sunt dușmanii din stradă, președinte.